Voi citi din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, de la 39 în continuare. E vorba de experiența Apostolului Petru în casa lui Corneliu. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el primește prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Când căci îi auzeau vorbind în limbi și mărturisind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și au poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Și fiecare în dreptul lui spune, vorbește Doamne, căci robul tău ascultă. Luați loc, vă rog. Într-un mod simbolic suntem îmbrăcați cum suntem îmbrăcați. Nu că ar fi un transfer de păcat, că ei sunt albi și eu sunt în negru. Nu, n-are nimic de a face. Eu n-am puterea să iert păcatele decât să declar iertarea păcatelor pentru cei ce cred în Iisus Hristos. Eu singur n-am putere să iert pe nimeni. Doar sângele lui Hristos ne curățește de orice fără de lege. Avem trei candidați la botez și astăzi m-am gândit să vă vorbesc despre un botez cu trei persoane. Și o să vorbesc foarte, foarte simplu astăzi despre convertirea famenului etiopian, despre întoarcerea apostolului Pavel și despre întoarcerea lui Corneliu. Capitolul 8 din Faptele Apostolilor vorbește despre botezul famenului. Capitolul 9 din Faptele Apostolilor vorbește despre botezul lui Pavel. Capitolul 10 din Faptele Apostolilor vorbește de botezul lui Corneliu. Și cred că Duhul Sfânt nu la voia întâmplării a pus evenimentele acestea unul după altul. Cred în inspirația Scripturilor, în faptul că Duhul lui Dumnezeu a inspirat pe scriitorii Scripturilor să pună lucrurile în cartea aceasta ca ceva revelat și descoperit din partea lui Dumnezeu. Botezuri. În fiecare capitol aproape din Faptele Apostolilor, dar mai ales 8, 9 și 10. Ei bine, aceste trei botezuri și aceste trei personaje sunt tipologice sau reprezentative. Și la terminarea mesajului meu scurt din dimineața aceasta, s-ar putea să ne găsim într-unul din caracterele acestea. S-ar putea cumva Dumnezeu să ne întâlnească pe fiecare dintre noi într-un anume moment al vieții noastre. Toți trei acești oameni erau religioși, dar nemântuiți. Unul a zis, eu sunt etiopian, eu vreau să mă apropii de Dumnezeu și s-a convertit cumva la iudaism, era un prozelit. Și el avea obiceiul să meargă la Ierusalim la închinare și nu era oricine, era ministru de finanțe a Etiopiei pe vremea aceea. Și acum când pleacă de la închinare, el pleacă cu o carte în mână, numai că citea și nu înțelegea. Era religios omul acesta, dar era pierdut.
Apostolul Pavel. El merge la Damasc trimis cu autoritate din partea liderilor lui Israel ca să pedepsească pe creștini. Era religios, dar nemântuit nici el. Și a avut nevoie de o întâlnire reală cu Hristos. Și două întrebări au marcat viața lui. Cine ești tu, Doamne? Și ce vrei să fac? Și apostolul Pavel era religios, dar nemântuit. Corneliu, omul acesta era roman. Într-o cultură politeistă și într-o religie cu mai mulți Dumnezei, omul acesta a spus, mie îmi trebuie ceva mai mult. Mie îmi trebuie ceva mai mult. Și ca să nu tulbure pe nimeni, a făcut un altar în casa lui. În capitolul 10 din Faptele Apostolilor ni se spune că într-o zi, când el se ruga la cine nu cunoștea, dar avea pretenția că se închină cuiva care l-aude, Dumnezeu trimite un înger în casa lui Corneliu. O minune extraordinară. Ca să-i spună, Corneliu, tu ce faci? Dumnezeu știe, dar ce faci tu nu-i suficient și nu mântuie. E bine că ești religios, dar ești pierdut. Oamenii aceștia, deci, erau religioși, dar nemântuiți. Dar oamenii aceștia erau și educați și tot nemântuiți. Ca să ajungi să fii ministru Etiopiei, ministru de finanțe, cel puțin îți trebuia un certificat de CPA acolo, nu? Trebuia să fi parcurs omul acela școlile vremii ca să știe cum merg afacerile, cum merg banii, cum merg business-urile între ei. Omul acesta nu era oricine. Era un om educat, era un om cu un statut social aparte, era un om pregătit, un om capabil și era nemântuit. Apostolul Pavel, într-una din mărturiile lui personale, el spune, eu am urmat cea mai înaltă școală de teologie a vremii. Eu îl cunosc pe Dumnezeu din cărți. Și cu toate acestea, educația nu i-a adus mântuire. Omul acesta era educat, dar pierdut. Corneliu, nu știm neapărat ce educație avea el din punct de vedere academic, dar din moment ce era sutaș, respectiv lider peste 100 de oameni, un fel de manager în armata romană, în ceata italiană, nici omul acesta nu era oricine. Și deși avea o oarecare pregătire și el, era pierdut. Nu știu cu care dintre ei te asemeni tu. S-ar putea să fii un om religios, să nu lipsești la slujbele bisericii? S-ar putea să fii un om educat, un om care citești în Scriptură și nu citești doar în Scriptură, mai citești și alte cărți, right? Pentru că vrei să-L cunoști pe Dumnezeu. Ei bine, dragii mei, credința simplă în existența lui Dumnezeu nu e mântuitoare. Credința simplă în existența lui Dumnezeu nu salvează pe nimeni. Dacă aș ieși în stradă și aș întreba pe oameni dacă cred în Dumnezeu, probabil că majoritatea răspunde că ei cred. Când e vorba să susțină cu viața lor ceea ce ei cred, poate lucrurile lasă de dorit. Dar vă rog să rețineți, ceea ce noi credem influențează felul nostru de viață. Iar felul nostru de viață reflectă ceea ce credem. Acum gândiți-vă, trei oameni, în trei contexte diferite, ajung la un numitor comun. Și oamenii aceștia, deși erau religioși, erau totuși nemântuiți, au ajuns la concluzia că faptele lor nu salvează. Oamenii aceștia, deși erau educați, au înțeles că ceea ce ei cunosc despre Dumnezeu nu-i salvează. Oamenii aceștia, la un moment dat, au trebuit să se întâlnească cu Iisus Hristos. Cum s-au întâlnit ei cu Iisus Hristos? Famenul etiopian se întâlnește cu Hristos în Scripturi. Când Duhul lui Dumnezeu l-a trimis pe Filip, Filip începe dialogul cu famenul etiopian cu o simplă întrebare. Înțelegi tu
ce citești? Și omul acesta spune, n-am de unde, de fapt sunt confuz, de nu mai știu de mine, cam asta e ideea. Zice, auzi, profetul acesta, despre cine vorbește? Despre sine sau despre vreun altul? Și l-a luat, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, evanghelistul Filip, că așa este cunoscut în Faptele Apostolilor, omul acesta, și l-a explicat pe Hristos. Așa se explică faptul că atunci când famenul vede apa, spune, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Nu știu cât a durat călătoria lor împreună. Am putea să ne dăm cu părerea aici. Poate o jumătate de oră? Două ore? Un trei ore? Nu știm. Dar știm un lucru clar. Că atunci când Filip, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, i-a descris scripturile, omului acestuia i s-au deschis ochii minții. I s-a deschis inima. Și a înțeles că este un păcătos și că Iisus este singurul salvator, singurul mântuitor. Și pe baza credinței lui, omul acesta a fost botezat. Știți cum se întâlnește apostolul Pavel, Saul cel vechi, cu Iisus Hristos? Pe drum, pe drumul Damascului, omul acesta a trebuit să fie coborât jos de tot în toată educația și mândria lui ca să-l vadă pe Iisus. Și spuneam puțin mai înainte, două întrebări marchează viața lui. Cine ești tu, Doamne? Și ce vrei să fac? Citiți Faptele Apostolului, capitolul 9, că îi se spune lui Saul ce să facă. Și omul acesta, pe baza credinței în Hristos, ajunge să fie botezat. În casa lui Corneliu, n-avem timp să trecem prin detaliile întâlnirii lui Corneliu cu Îngerul Domnului inițial, apoi vizita lui Petru, dar ne spune Scriptura în textul pe care l-am citit că pe când Petru vorbea următorul lucru, toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el primește în numele lui iertarea păcatelor, zice Biblia că atunci s-a produs o minune în casa lui Corneliu. Și când vede apostolul Pavel transformarea din casa lui Corneliu, spune în felul următor, se poate opri apa să nu fie botezați aceștia? Dragii mei, Dumnezeu se folosește de Scriptură ca să declanșeze credința. Și Duhul Sfânt este agentul care folosește Scriptura ca să deschidă mintea omului. Aș avea multe texte din Scriptură pe care să le aduc ca și suport. Chiar și în dreptul ucenicilor uneori, ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. E vorba de cei doi spre Emaus. Când Iisus a început să le deschide Scripturile, li s-au deschis ochii. Când Filip deschide Scriptura, famenului etiopian îi se deschide mintea. Când apostolul Pavel, cu toată cunoștința lui, cade la picioarele lui Iisus Hristos, el înțelege că în ceea ce el știa din Vechiul Testament, e vorba de Hristos, la Corneliu, când apostolul Petru a început să îl predice pe Hristos, nu era altceva decât prezentarea Evangheliei pentru ce a venit Hristos în lumea aceasta, i s-au deschis ochii minții și acestui om l-a primit pe Hristos în viața lui. Iar următorul fapt normal al credinței în jertfa lui Hristos este botezul. Botezul este declarația publică a unei întâlniri personale cu Iisus Hristos. Este declarația publică a unei schimbări lăuntrice. Este mărturisirea faptului că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul meu. Și când mă întâlnesc cu Iisus Hristos, realizez două lucruri. Eu sunt păcătos și El e sfânt. Cu care din acești oameni te asemeni tu în dimineața aceasta? Dumnezeu poate mântui unul cu o situație foarte, foarte bună, cum e famenul etiopian. Poate mântui pe unul cu o educație extraordinară, cum e Pavel.
și poate mântui pe unul cu o dedicație extraordinară cum e Corneliu. Personajele acestea s-ar putea să fie reprezentative pentru noi astăzi. Hristos vrea să te mântuiască și dacă ești în dimineața aceasta aici, copilul Domnului, dă slavă Lui că te-ai întâlnit cu El. Iubește Scriptura și trăiește Scriptura. Dar dacă nu te-ai întâlnit cu Iisus Hristos până în momentul acesta, n-ai vrea să te întâlnești cu El acum și aici? Locurile acestea trei o să rămână goale în câteva momente. Dacă cumva Duhul Domnului ți-a vorbit și ești neîmpăcat cu Dumnezeu, dacă ai veni și ai ocupa un singur loc de aici, eu aș înțelege că și tu îl vrei pe Iisus Hristos. Știu că sunt situații și situații când să ridici o mână să spui o rugăciune. Poate că ești timid, poate că ești atins într-un fel de nevoia de Hristos, dar n-ai prea vrea să o spui nimănui. Vino și așează-te pe aici, în față, pe un scaun. Eu voi înțelege că te-ai predat lui Iisus Hristos. Dacă nu vrei să faci nici lucrul acela, la sfârșitul serviciului poți să vii să stai de vorbă cu mine și să-mi spui, da, vreau să-L urmez și eu pe Iisus Hristos. Eu n-am putere să salvez pe nimeni. Sunt unul salvat și eu. Mi-aduc aminte, eram de 15 ani când mi-am predat viața lui Iisus. Aveam 17 ani când L-am declarat public. Și mă uit în urmă. A fost cea mai bună decizie a vieții mele. Viața cu Iisus este cea mai frumoasă aventură. Mi-a dat Dumnezeu o soție minunată, copii extraordinari. Dumnezeu a îngăduit ca cel mai mic copil al meu și soția mea să se mute acasă. Cerul mi-e drag din cauza lui Iisus în primul rând, dar mi-e drag că L-am și pe Ben și pe Cristina acolo. Și când spun lucrul acesta, nu spun un lucru doar ca să ating emoțiile, dar eu știu unde merg. Voi știți? Voi știți care e destinația vieții voastre? Dacă ești confuz la ora actuală și nu știi încotro te îndrepți, te invit să-L urmezi pe Iisus Hristos. Drumul Lui a sfârșit în veșnicie și toți care îl vor urma pe Iisus Hristos au ca destinație locul unde-i Hristos. Și nu mă interesează așa de mult să știu eu locul fizic, cât mă interesează să fiu pentru totdeauna cu El. Și aceasta este garanția Scripturii. Apostolul Pavel a spus, vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Ei își pornesc astăzi mărturia, aventura lor publică cu Iisus Hristos prin declarația de astăzi. Ce te reține pe tine? Adu-ți aminte ce ai spus și tu la un moment dat, că îl vei urma pe Hristos până la capătul vieții? Pe unde ești pe drum? Câte necazuri au venit peste tine, câte piedici sau poate câte bucurii te-au distras de la calea aceasta? Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ia cuvântul acesta simplu și să-L așeze mai adânc în sufletele noastre ale fiecăruia și să se întoarcă al Domnului cuvânt cu rod spre mântuirea, spre cercetarea și spre binecuvântarea tuturor din adunare. Amin.